Meritată. Meritată și prin prisma faptului că în prima repriză a fost mai activă, a avut benzile câștigate de jucătorii Coman și Tavi Popescu. A avut situații bune, dar trebuie să recunoaștem că și Fall a avut câteva situații foarte bune, a presat un joc bun și în repriza a doua, prin greșeala lui Tavi Popescu, Faro a reintrat în joc și a pus ceva mai multe probleme adversarului. A fost o atmosferă frumoasă, o atmosferă plăcută, dacă nu mă înșel, vreo 27.000 de spectatori. Da. Și în acest moment, lupta este așa cum am prevăzut, în 3 CFR Cluj, Faro și FCSB. Dacă ar mai fi elevul noastră, Hagi, ce ar spune? Să creadă până în final. Să creadă până în final, în șansa lui, în șansa echipei lui. Una peste alta a dominat campionatul nostru în acest an, a luptat, a avut multe momente bune de-a lungul campionatului și a câștigat puncte cu echipele din play-off, ceea ce pentru tinerețea echipei lui înseamnă foarte mult. Mâine este Steaua Dinamo. Și vă aștepta ce așteptați la meciul acesta, în condiții în care dinamoviștii se laudă că vor cumpăra bilete pe care sunt rezervate steiștilor, dar pe care aceștia nu le cumpără. După ultimele evenimente ne așteptam să inunde stadionul. Nu știu, sincer vă spun, nu cunosc realitatea dacă dinamoviștii chiar vor cumpăra aceste bilete la care faceți referire. Dar aștept să fie o afluență de public însemnată, aștept să fie o atmosferă frumoasă și cred eu, sper, un joc bun de ambele părți. Credeți că, înțeleg că sunteți un susținător al proiectului de lege, astfel încât Ministerul Apărării să aibă echipă, să poată să aibă echipă în Superligă dacă va avea dreptul sportiv să facă acest lucru. Credeți că se va întâmpla din sezonul ăsta? În primul rând, eu spun că este o inițiativă foarte bună a celor 3, să zic așa, parlamentari, a domnului ministru Dâncu, a domnului ministru Bogdan Matei, a domnului deputat Radu Popa. Dar această inițiativă nu este, din punctul meu de vedere, o dedicație pentru clubul al Armatei Steaua. Este o inițiativă bună pentru sportul românesc. Sportul românesc are nevoie de bani. Indiferent că este vorba de handbal, volei, basket, fotbal, evident eu mă bucur pentru fotbal. Și sper că această inițiativă să corecteze ceea ce era rău în legea sportului. Pentru că în momentul de față sunt foarte multe echipe în Superliga noastră care primesc bani de la Consiliul Județean sau de la primăriile din localitățile respective. Și n-ar fi fost corect ca acești bani să-i primească sub diferite forme. Așa cel puțin vor primi dacă această inițiativă, dacă această corectură a legii va fi votată în Parlament. Da, da, vedeți că vă referiți la nu foarte multe, ci foarte puține. Am făcut socoteala, să știți că este minoritate în Superligă, niciuna în play-off, în momentul de față. Și ce le spuneți celor care își investesc proprii bani în povestea aceasta, având de concurat cu banii unui minister de forță al statului român? Haideți să luăm puțin lucrurile mai ușor. Eu nu fac referire aici numai la primele 6 din play-off. Eu fac referire la sport în general. Și dacă ne îndreptăm doar spre fotbal, eu m-aș referi la toate echipele din prima ligă. Nu mă refer la primele 6. Și din câte cunosc eu cred că sunt doar vreo 3 sau 4 echipe care nu primesc bani de la bugetul statului. Care sunt cele 3-4, domnule Iordescu? Că eu vă număr 11 în momentul ăsta.
Da, eu așa am perceput lucrul ăsta și cunosc foarte multe... Păi nu e o percepție, o socoteală simplă. CFR, Farul, Rapid, FCSB, Universitatea Creva, Sepsi, nu primesc banii statului. Luați-mă mai ușor. Păi nu, dar vă fac o socoteală. Dați dacă m-ați întrebat, luați-mă mai ușor. Haideți să fim sinceri. Așa. Să fim sinceri. Spuneți CFR, jos pălăria pentru Nelutu Varga. Spuneți FCSB, jos pălăria pentru Gigi Becali. Dar sunt alte echipe care primesc bani de la buget, de la bugetul statului, prin Consiliul Județean sau Consiliul Local, fără să se știe, fără să se facă tam-tam. Și sunt foarte multe. Păi dați-mi exemplu, și vă mai spun încă ceva. Echipele la care am făcut referire, mai devreme cu FCSB, cu CFR Cluj, cu, eu știu... Farul, în primul rând. Farul este farul, o construcție personală a lui Hagi. În această categorie. Aceste echipe primesc bani de la respectivii patroni, care nu sunt patroni, sunt finanțatori și care va lupta să-și recupereze bani. Da. Și nu o să deranjeze pe nimeni dacă, de exemplu, Farul cu Gică Hagi va primi bani pe lângă ce face Farul și Gică Hagi de la primăria Constanța. Păi dacă era, primești până acum, dar nu primești. Eu cred că primește. A, deci primește bani de la primul. Cred! N-am certitudine. V-am dat un exemplu. Dar sunt multe. Bun, dar asta e una să primești bani pe niște proiecte și alta este să fii deținut. Nu e același lucru. De stat. Cred. Poftiți? Zic, una e să primești pe niște proiecte și alta e să fii deținut de stat. Dar, în fine, știu, vreau să vă întreb, cum vă imaginați că va manageria Ministerul Apărării sau, în fine, CSA Steaua, o echipă care, la un moment dat, o să aibă nevoie de 7, 8, 9, 10 milioane de euro buget pe an ca să facă performanță, că mă gândesc că asta își dorește toată lumea. Încă o dată vă repet, această lege nu este o dedicație pentru clubul Steaua. Această lege se vrea să se corecteze și să se aducă bani în sportul românesc. Nu este ceea ce s-a spus și tot am țipat și am urlat că ne întoarcem în comunism. Și chiar dacă s-ar duce bani în sport, n-ar însemna că e un lucru rău, pentru că sportul în comunism, fotbalul, a obținut performanțe. Handbalul, am fost de două ori sau de trei ori campion mondial. De patru. De patru ori, poftim, ați corectat. La băieți, ok, bun, dar... Acest lucru este benefic sportului, această corectură... Deci ne întoarcem la acum 30 de ani, acum 40 de ani, în timp. Poftiți? Ne întoarcem în timp, 40 de ani. Vă dați seama de absurditate că va fi... Nu ne-am mai dorit, singura echipă a unui minister din Europa. Lăsați-mă să vorbesc. Deci nu ne-am mai dorit să mai fim la un campionat mondial. Nu mai ne-am dorit să fim pe locul 5 sau 6 la o competiție majoră. Nu putem face pe inițiative private. Nu mai ne-am dorit să câștigăm Cupa Campionilor Europeni. Fără bani, aceste performanțe nu se va mai obține niciodată. Păi și dacă va avea Ministerul Apărării echipă, va juca finala, va câștiga Cupa Liga Campionilor? Nu știu, dar probabil că dacă Ministerul Apărării Naționale va reuși să aducă, să zicem așa, din nou Steaua în prima ligă, cu o investiție destul de mică, sunt convins că după aceea Steaua va reuși să-și găsească și sponsor și probabil și un patron, în ghilimele, care să contribuie și el cu bani pentru a se obține performanță. Bun, deci ziceți că, de fapt, ministerul doar îi va da așa un mic avânt, după care vor veni privații să vă opre. Așa sper, okay. Pentru că Steaua este istorie, e tradiție și cred că ar fi, cum se va întâmpla și la Dinamo, mai devreme sau mai târziu, cred că s-ar găsi oameni care să investească. Dar chestiunea asta nu vom părea un fel de construcție bizară, un fel de țară curioasă în Europa asta în care ne aflăm, dat fiindcă am avea singura echipă deținută de un minister între toate celelalte profesioniste private din Europa?
nu vom arăta anacronic, nu vom arăta ca pe vremea Toarășului? Aveți ceva împotriva stelei? Nu, n-am nimic împotriva stelei. Vă întrebam dacă nu vă apărea bizar. Sunteți croit pe această nu, perspectivă. Haideți mai nimic. Dar v-am pus o întrebare. Vă răspund. Zice francezii, englezii, cum o să arate, ce o să fie, cum presă. Auziți, în momentul de față, economia noastră, economia națională, situația noastră, situația financiară, nu ne dă posibilitatea să avem, să zic așa, banii care există în fotbalul din Anglia, în Franța sau...